Un grav accident rutier s-a produs duminică 24 ianuarie în jurul orei 15 în comuna Borcea pe DN3B în urma coliziunii dintre două autovehicule în care se aflau patru persoane. În urma impactului au rezultat trei victime, dintre care una încarcerată și inconștientă. La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de descarcerare, paramedici smurt, sași, călărași, poliție și un echipaj de la ambulanța fetești. În sprijinul cadrelor medicale a venit și un elicopter smurt de la Constanța, echipajul evaluând o victimă care a acuzat dureri la umăr și membrul superior, aceasta fiind ulterior preluată de o ambulanță saj. Cea de-a doua victimă a dureri la nivelul membrului superior stâng, aceasta fiind asistată de echipajul Saj. A treia victimă, un tânăr în vârstă de 33 de ani, prezenta suspiciune de fractură la bazin și multiple excoriații. Ulterior, starea victimei s-a agravat, aceasta fiind transportată de urgență la unitatea spitalicească din orașul Fetești, de un echipaj zmurd însoțit de asistenta de pe ambulanță. La spitalul Fetești, tânărul a intrat în stop cardiorespirator fiind declarat decesul acestuia. Conform informațiilor transmise de către reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Călăraș, două autovehicule care se deplasau pe DN3B pe direcția Fetești Călăraș au intrat în coliziune. Unul dintre conducătorii auto nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers spre stânga, fiind lovit de autoturismul care circula în spatele său și se afla în depășire. În prezent se desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.